aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Și pe același Skype cu tine suntem în legătură directă cu Cătălin Stribla pentru rațiunea zilei. Salut, Cătălin, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Și astăzi de la distanță, însă nu este absolut nicio problemă, te auzim foarte bine și te și vedem pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Toate bune? Da, aproape, toate bune. Mai... Sper să trecem cu bine de următoarele zile. Iarăși agitație în plan politic, vedem. Păi, să știi că e foarte interesant. La ora 18 este programată o conferință de presă a lui Dacian Cioloș. Și conferința asta de presă vine să răspundă la o singură întrebare. Și anume, dacă domnul Cioloș își dă demisia din funcția de președinte al USR sau nu. Dar de ce ar face treaba asta? Aștept să ne explici chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Acum o oră, chiar atunci când noi vorbeam la România în direct despre acest subiect, s-a încheiat o ședință a USR cerută de domnul Cioloș sau impusă, dacă vreți, de ultimele evenimente. Domnul Cioloș a vrut să modifice fluxurile de putere în partid, spune dumnealui, a vrut să mai reteze, de fapt, din puterea biroului național și să o aducă, spun cei care îl contestă, mai către sine. În fapt, a propus ca anumite numiri în funcții, selecții de oameni să facă cu ajutorul societății civile, dar își dorea domnul Cioloș și o schimbare a secretarului general în calitatea sa de președinte al partidului. El ar fi dorit toate lucrurile acestea, dar biroul național pe care nu-l controlează i-a spus nu, Dacian. Problema este că domnul Cioloș apucase să le spună tuturor acestor oameni că dacă nu trece proiectul său sau viziunea sa de a conduce partidul în perioada următoare așa cum a propus-o, atunci el își va da demisia. Și uite că s-a ajuns la votul ăsta, știi, pe care domnul Cioloș probabil că și-ar fi dorit foarte tare să-l evite. Dar câte luni au trecut, Cătălin, de când domnul Cioloș este președintele partidului? 5 luni de când a fost ales. Acolo e și un mecanism foarte interesant de alegere. Deci președintele partidului este votat de marea masă a partidului, de membrii partidului, în timp ce biroul național este ales în funcție de niște delegații, un mecanism mai complicat. E, în condițiile astea, domnul Cioloș s-a trezit că are legitimitatea prin alegere, dar s-a trezit cu o masă de politicieni pe care nu îi controlează sau n-au venit din echipa sa, să spunem așa. De fapt, scorul din biroul național reflectă în mod exact și cum au fost împărțite fluxurile de putere până acum, adică domnul Cioloș cu 11 aliați și domnul Barna cu 14 voturi în partea asta la altă. Sigur că acolo e și în interesul democrației interne, ca să spun așa, acest echilibru de putere, da? Domnul Cioloș e președinte, dar trebuie să negocieze în permanență cu alți politicieni de acolo. Nu a dorit lucrul ăsta, a dorit să aibă mână forte. Lunile astea s-au confruntat cu o criză internă, s-au adâncit într-o criză internă și, tehnic, ei au devenit mai puțin relevanți în spațiul public românesc, pentru că, știți cum e, rolul de partid de opoziție a fost preluat de AUR. Știu că e surprinzător pentru toată lumea, dar s-ar putea ca diseară la ora 6, dacă domnul Cioloș își ține promisiunea făcută colegilor, USR să fie un partid fără președinte și să trebuiască să realizeze din nou alegeri interne. Există un favorit, Cătălin, pentru preluarea USR-ului în acest caz? Da, Cătălin Drulă. Da, cum arată ordinea de lucru, să spunem așa, dacă domnul Cioloș își dă demisia, automat domnul Drulă devine președinte interimar al partidului, pentru că este prim vicepreședintele ales cu cel mai mare număr de voturi, după care această echipă de conducere, domnul Drulă și biroul național, vor pregăti alegeri interne. Dacă la ele va mai participa domnul Cioloș, nu știm, căci nu știm exact ce își dorește domnia sa în momentul ăsta, dar foarte multă lume îl îndeamnă pe Cătălin Drulă în eventualitatea deschiderii poziției să preia USR. Dan Barna, atenție, nu-și dorește acest lucru. Deci, teoretic, din echipa sa, domnul Drulă îl va concura pe domnul Cioloș, care și-a dat demisia. Deci, dacă... Aflăm la ora 18, înțeleg, atunci când domnul Cioloș va ieși și ne va spune...
Știu că pare bizar, dar astea sunt vremurile pe care le trăim, bizar și neașteptat, pentru că cu toții am fi zis că parcă aveau altă treabă. Da, dacă lucrurile n-au funcționat, asistăm și la chestiunea asta. Da, cam de vreme, după 5 luni, doar în Liga 1 cu antrenorii se mai întâmplă așa ceva. Da, da, și da, apropo, da, am văzut că și Mudică e liber de contract, poate, cine știe, își depune și el vreo candidatură. La USR? Mă gândesc și eu. Vreau. Da, 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 da. Să știi că mai sunt echipe, nici la voi n-ar merge foarte rău acum. Da, cu noi, da. Ar avea de suferit cu noi. Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Ne reîntâlnim mâine la rațiunea zilei pentru un cu prioritate și te ascultăm la România în direct de la 13 și un sfert. Cei mai mari artiști. What's up, it's Doja Cat. This is Ariana Grande. Și cea mai bună varietate. Never.